Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și dacă am ajuns la specularea sistemului pentru crearea de avantaje, aș vrea să vorbim, prieteni, în dimineața asta și despre un anunț al ministrului educației, care promite o lege prin care să le fie interzis profesorilor care vor să dea meditații să o facă, adică să dea meditații pentru elevii de la propriile lor clase. Ceea ce, la prima vedere, e ceva de la sine înțeles, că e conflict de interese. Cum să iei acasă bani de la copilul căruia îi predai la școală aceeași lecție? Și asta este și prevăzut în codul etic, dar codul etic nu are putere de lege. Și iată ce mi-a scris pe Twitter un om pe care îl cheamă Marius Blaj. Zice așa, în clasa 8-a, trimestrul 3, a trebuit să schimb școala pentru că nu am vrut să fac meditații cu un profesor. În consecință, am avut două trimestre, media 3. Alt abonat de pe Twitter, Bogdan Dăscălescu, răspunde: într-a șaptea am avut media 9 pe primul semestru și apoi am fost corigent pe al doilea la mate pentru că nu am vrut să fac meditații cu profa de la clasă. Deci avem această situație, dar există aparent și situația diametral opusă. Cineva care, mă rog, semnează pristanda, scrie așa: și dacă vorbim de un orășel sau comună unde nu există alternativă, meditația poate fi privită și ca o metodă prin care să te asiguri că va lucra suplimentar copilul tău în situația în care tu, ca părinte, nu ai timp efectiv pentru asta. Așa că eu vă întreb, prieteni, în dimineața asta, cum vi se pare ideea de a le interzice profesorilor prin lege, nu doar prin codul etic, cum e acum, să dea meditații pe bani elevilor de la propriile clase? Mi se pare ok sau nu? Și pentru că bănuiesc cam care o să fie răspunsul, vă mai fac o provocare, vă mai provoc la ceva, că ceva e puțin mai complicat, dar poate cine știe, iese ceva interesant de aici. Deci la 0372069599 vă mai provoc la o discuție. Cum credeți că ar putea fi scoasă la lumină totuși și fiscalizată activitatea asta de dat meditații? E din totdeauna. Da. E ok că se dau meditații, foarte bine, eu n-am nimic împotrivă, bravo. Se mai câștigă un ban, se mai oferă niște învățătură, e super ok. Dar sunt atât de puțini profesori care își declară veniturile și plătesc taxe pe business-ul ăsta, că trebuie să ne întrebăm de ce și ce ar trebui făcut. Adică de ce, domnule, nu își declară veniturile? E prea complicat, cum spunea domnul Funeriu acum ceva timp? Poate ar trebui acordate, nu știu, bonusuri, vouchere, scutiri de taxe pentru profesorii care dau meditații, că în fond fac o activitate în interesul societății. Să presupunem, nu știu, zic. Sau poate, cine știe, cu forța, cu controle și cu amenzi. 0372069599. Vorbim despre profesorii care dau meditații copiilor de la propriile lor clase, dacă vi se pare ok sau nu. Și doi, cum credeți? Ce părere aveți? Cum credeți că ar putea fi scoasă la lumină activitatea asta care este atât de des întâlnită? 7:45. Multe telefoane pentru cei care de-abia acum au deschis radiourile. Reamintim, ministrul educației propune o lege prin care să le fie interzis profesorilor să mai dea meditații pe bani elevilor de la propriile clase. Asta este punctul de începere al discuției noastre, dacă sunteți de acord sau nu. Dar eu vă întreb și să facem un pas în plus în discuția asta. Cum credeți că ar putea fi scoasă la lumină această activitate, oferirea de meditații, care e ok, e în regulă, e foarte bine că se întâmplă asta, dar să se plătească și taxe pentru asta, că eu știu foarte puțin, cunoaștem puțin profesori care își raportează veniturile. Cum ar putea fi determinați să raporteze veniturile, să facă din asta și un business legitim? Că încasezi niște bani, trebuie să plătești niște taxe. Așa mi se pare corect și așa fac foarte mulți oameni în țara asta. 0372069599. Înainte de un telefon, hai să începem cu un mesaj. Ia. Bună dimineața! Profesorul care dă meditații nu ascunde nimic din cursul respectiv sau din lecția respectivă la clasă. Și în momentul în care dă meditații unui sau unor elevi, în mod individual, acasă, la dumnealui sau acasă la elev, explică elevului în mod mai aprofundat lecția respectivă. Pentru că idiotul de elev stă mai mult pe calculator și pe telefon, în loc să învețe singur. Se poate învăța și singur, fără meditație. Da. Bun, iată un punct de vedere. Da, sponsorizat, deci, practic, punctul de vedere. Oferă ceva în plus, pentru că
Practic, din moment ce elevul nu e atent la clasă, atunci trebuie să plătească suplimentar acasă la domn profesor, așa se înțelege. Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan! Neața! Bună dimineața și în primul rând felicitări pentru emisiunea pe care o faci și o ascult de ani de zile. Felicitări că ne asculti. Părerea mea este că nu ne uităm unde trebuie. Un filozof grec a spus de mult că dacă vrei să elimini un fenomen, trebuie să te uiți la cauză, nu la efect. Meditațiile sunt o cauză a unui sistem de învățământ deficitar. Asta e un lucru pe care îl știe toată lumea. Din păcate, acest ministru și ministerul învățământului și din păcate și majoritatea profesorilor nu vor să se uite la cauză, se uită numai la efecte. Soluția ar fi o schimbare completă a programului de învățământ. Așa cum în alte țări nu există meditații, pentru că se presupune și programa de învățământ e făcută în așa fel încât majoritatea informațiilor să fie asimilate în clasă și nu acasă sau în afara programului. Așa ar trebui să fie și la noi. Problema este că în ultimii 30 de ani niciun, și repet, niciun ministru, niciun reprezentant al profesorilor, în afară de câțiva profesori care punctual reclamă aceste lucruri și care la fel punctual își desfășoară activitatea pe lângă programa școlară și sunt apreciat, dar din păcate prea puțin, nu se întâmplă nimic. Foarte interesantă abordare, Bogdan, și din punctul meu de vedere este și corectă. Adică tu spui, dacă școala ar fi construită în așa fel încât să nu mai fie nevoie de meditații, nici n-ar mai fi nevoie de meditații. Exact. Să fie reconstruită toată programa școlară. Meditațiile, totuși, din punct de vedere moral, nu neapărat față de copiii de la clasă. Din punct de vedere moral, ele nu sunt în regulă. Atâta timp cât un elev, ca să reușească, are nevoie de meditații. Și acum să ne uităm statistic la ce se întâmplă dacă vrei să intri din clasa 8-a la un liceu bun sau din liceu la o facultate unde încă se mai dă un examen de admitere. Trebuie să faci meditații. Da, nu și nu sunt de acord. Un adult, de exemplu, vrea să învețe o limbă străină. Și se poate înscrie undeva la un institut și să se ducă cu încă 10-20 într-o grupă, dar îi se pare că nu asimilează acolo și atunci ia meditații, să zicem. Gabriela, bună dimineața! Gabriela, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună! Eu l-am ascultat pe Bogdan, în mare parte sunt de acord cu ceea ce spune el. Da, dar e foarte complicat, e de principiu. Asta, bun, dacă se schimbă și dacă o să fie bine, nu o să mai fie rău, cam așa e. Bun, hai să vorbim de fenomenul actual. Eu sunt profesor de limba română. Așa, și presupun că dai meditații. Okay. Pregătesc. Niciodată în cariera mea nu am pregătit copiii de la clasă. Mi se pare că îmi dau o palmă singură peste ochi. Pentru că eu la clasă mor la catedră. Deci fac copilul ăla să se uite în ochii mei și să văd eu că a priceput. Dacă n-a priceput și n-a priceput, pentru că eu lucrez în două schimburi, îi chem și după amiaza pe cei care au nevoie. Și mai fac cu ei încă o dată tema la clasă. Da? Dar nu cer bani. Mai mari. Dar nu cer bani pentru asta. În școală? Cum să cer bani? O curiozitate, o întrebare. Cât, nu te întreb pe tine cât câștigi, că na. Dar cât câștigă un profesor, cât ce ani de experiență ai? În sistemul privat mulți și în sistemul de stat doar 4. Okay. Dar am lucrat la... Cam la care sunt salariile? Cu tot cu ce sporuri mai vin și cam câți bani se câștigă oficial de la stat pentru jobul ăsta? Da, ce să vă zic? Haideți să vă spun eu. Eu sunt, am gradul definitiv, sunt doctorandă, mă pregătesc pentru gradul 2 și luna asta am încasat 3.000 de lei. Deci, pentru toți ascultătorii noștri, faptul că profesorii dau meditații nu este... Adică inclusiv un fel de a-și spori veniturile, că 3.000 de lei în România în ziua de azi e foarte puțin. Și trebuie să spunem, da, asta nu avem ce să ne ascundem de asta. Școală. Da. Mulți ani de învățat. Da? Presupun sunt anul 2 la doctorat. Bun. Presupun că nu plătești taxe pentru meditațiile pe care... Anul ăsta nu. Am plătit și încă mai primesc scrisori de la ANAF. Ok. Mi-am închis PF-ul. Deci avem un PFA. Și încă mai...
Am avut un PFA, da, și încă mai primesc scrisori de la ANAF cum că trebuie să plătesc cine știe ce rămășițe din accesorii, pe care niciodată nimeni nu știe să mi le explice ce sunt alea accesoriile alea, da. Minunate. Asta e ultima întrebare. Ce crezi că descurajează cadrele didactice din România care dau meditații ca să-și sporească veniturile sau pentru că vor să facă asta, habar n-am, sau au timp? Ce crezi că le descurajează în a-și declara veniturile către statul român? Minunată lasă de taxe, drumurile până la ANAF și înainte și înapoi, și când ajungi acolo te muți de la un ghișeu la altul, pentru că într-o parte împingi hârtia, într-o parte dai bani, într-o parte primești cealaltă hârtie. Deci e o degringoladă nemai văzută în sistemul acesta. Dar asta, e, poate... asta e o problemă cu care se confruntă orice antreprenor în România. Se confruntă toată lumea, unul la mână, doi la mână, mulți dintre noi avem multe ore. Trei, eu aș plăti taxele cu bună inimă dacă aș ști că și din banii de taxe mi-ar intra ceva și la pensionare, pentru pensionare. Interesant. Chiar nu mă determină nimic. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, o profesoară de română în direct la noi, care ne-a dat explicații foarte bune. Simona, bună dimineața! Bună dimineața, Simona! Mai avem câteva minute, da. Din punctul meu de vedere, și eu sunt în învățământ, nu aș putea să predau unui copil de la clasă, pentru că am conștiință și n-aș mai putea să fiu obiectivă. Dar ai atâta colegi care predau copii... Ai da. Colegi? Da. Dar atâta timp cât eu îi predau unui copil acasă și părintele l-am dat mie niște bani și eu îl scot la tablă și copilul ăla nu știe, sincer, nu știu dacă aș putea să fiu obiectivă și să zic, băi, azi îi dau un 3, gândindu-mă că înainte cu o zi mama lui mie mi-a dat niște bani, sincer. Mm-hmm. Plus, eu consider că meditațiile trebuie... Deci, în clasă, profesorul trebuie să-și facă în așa fel datoria încât copilul să meargă cu niște informații acasă, iar din punctul meu de vedere, meditațiile trebuie făcute atunci când vrei performanță sau dacă, să zicem, da, ești la o școală și vrei să mergi la un liceu mai bun, unde într-adevăr ți se cere mai multă matematică și vrei să dai la mate info intensiv, să zicem, și da, ai un pic mai multă nevoie, sau ești un elev în clasa a 12-a și ești la mate info și tu vrei să dai la medicină și trebuie chimia și biologia de a 11-a, când tu deja ești la 12-a și... Da, acolo consider că trebuie meditații. Correct. Dar nu cu profesorul de la clasă. Simona, profesorul nostru de fi... Da. Da. Întrebare. Ai spus că ai colegi sau știi profesori care dau da. Meditații copiilor de la clasă. Asta e împotriva codului etic al corpului da. Profesoral, nu? Da. Și ei cum explică? Adică condiționează da. Anumite medii. Adică dacă te-ai dus la el, poți să fii bâtă, să știi de 5, și ție te media 8. E adică total incorrect ce fac. E total da. Incorrect. Nu e ok. Mm-hmm. Și care, cum reacționezi tu când auzi de un astfel de profesor, coleg de al tău? Eu i-am mai întrebat de ce se întâmplă chestia asta. I-am zis, păi, sincer, eu n-aș putea. Mm-hmm. V-am spus, eu nu pot să iau copilului niște bani și a doua zi să-i dau 3. Și cum explică ei? Adică, nu, ei n-au nicio motivație. Adică, sincer, totul mai ce când învățământ să-mi las salariile foarte mari. Eu fac naveta la 60 de kilometri, duc 60 înapoi. Deci 120. Eu, sincer, 11 milioane îi consum pe combustibil și mie școala îmi dă 230 de lei. Deci eu mă costă naveta 900 de lei. Din oraș într-un alt oraș, de la Bacău la Târgu Ogna. Deci imaginați-vă. Ce predai? Din salari de 2800. 2800. Ce predai? Ce predai, Simona? Tot română. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. N-am... Sincer, n-am nicio concluzie, dar cred că plătim niște oameni în fruntea acestui stat să rezolve probleme de acest gen și așteptăm de zeci de ani să le rezolve. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.